mai ghini cu mamă, că... E mai bine? Da. De ce? Suntem toată familia împreună. Mai bine nu se duce el deci. Dar așa a fost legea. Când l-am dus, îmi pare rău că l-am lăsat clasa întâia. Și un băițel, când a fost în evaluare, ne-a spus: nu mă întorc în această instituție nici mort. Nu vor la casa de copii. O spun cei trecuți prin aceste instituții care le-au lăsat răni în suflet. Aproape că nu se mai văd, le-au tămăduit anii. În amintirile lor este deja revenirea acasă, lângă mame, tați, bunici sau în familie extinse. Și-au dus copiii la internate pentru că așa era legea, povestesc părinții. Li se spunea, iar ei executau, fără să pună întrebări. Este și cazul lui Miroslav, singurul copil din satul Gârbova, raionul Ocnița, care a nimerit sub nicovala instituționalizării. Paradoxul este că s-a întâmplat chiar în timpul reformei care scotea copiii din internate și integra în familie, iar la Chișinău autoritățile raportau primele succese. Părinții lui își stăpânesc cu greu emoțiile când își amintesc de ce au fost nevoiți să se despartă de copil. În clasa întâi, la jumătate de an, a fost așa o lege, eu mai pot spune altceva, că copiii care învățau o leacă mai greu, s-au cotit că trebuie duși la școala asta auxiliară. Și acolo l-au dus, i-au făcut documentele. Noi nu știm unde e școala și ea. Mi-a spus că acolo e școala și trebuie să scătăm unde. Au urmat câțiva ani în care familia a tot încercat, fără succes, să-și recupereze copilul. Însă ori de câte ori făceau tentative să-l readucă acasă, în școala din sat, se loveau de refuzul administrației internatului de a le elibera actele. Mi s-a spus că mai bine să mântuie acolo școala, de-am și până să vin acasă. Și-au putut vedea visul realizat abia după ce internatul a fost închis. Eu aș zice că mai bine nu se duce el deci. Cei care îl ajută zi de zi sunt părinții și profesorii, dar și asistentul social din sat. Vedem în familie le ajută și la bunica, care este aproape de mine. Toată vremea îl văd cum îi duce apă bunicăi, taie lemne, o ajută în gospodărie. Este un băiat liniștit, ascultător. De la 1 septembrie, Miroslav învață în clasa din care a fost practic exilat în urmă cu 8 ani. El pentru noi nu este un coleg nou, fiindcă a mai fost cu noi în clasa 1, apoi s-a reîntors în clasa 9. Între noi există un ajutor reciproc. Este un prieten bun. Ne ajută la greutăți și noi ajutăm la lecții când are nevoie de ajutorul nostru. Miroslav știu de mic, când suntem vecini de la noastră. Câteodată el mă ajută pe mine, câteodată eu pe el. Cu sport foarte bine se ocupă, foarte mult, după cum se observă, iubește sportul. Când noi suntem triști, Miroslav mereu încearcă să ne ridice dispoziția și chiar îi se primește foarte bine. Pentru a recupera anii risipiți prin internat, Miroslav mai are la dispoziție câteva luni. El învață în baza unui program educațional individualizat, adaptat la necesitățile sale. Iar la finele anului va susține, de rând cu ceilalți elevi, examenele de absolvire a gimnaziului. Cu fiecare profesor, deci el lucrează individual, după curriculum modificat și cât de cât pot să spun că la limba română el are unele succese. Am început cu studierea alfabetului și după aceea am ajuns până acum că el scrie textul este mici. Profesorii cred că Miroslav ar fi avut succese mai mari dacă nu i-ar rupt de familie și comunitate. Mai mult ar fi fost, fiindcă într-un an de zile e prea scurt timpul ca să reușim noi să dezvoltăm ceea ce a pierdut în 7 ani. Îi place să vină la școală, nu a absentat nicio zi și aceasta ne demonstrează faptul că în școală au fost create condiții pentru ca copilul să se integreze. Cu plăcere vine primul din clasă. Se așează la fereastră, cabinetele noastre sunt alături, mă salută și apoi pleacă în clasă. La fel ca ceilalți colegi, acum el își face planuri în privința viitoarei profesii. Vrea să se facă lemnar. Pune așa, da. E ca așa, pune jos și el din cap tu-i să-și opiește. Miroslav a făcut scaunul ăsta, el mai multe a făcut, dar prost aici, că a rămas aici afară și... E un ajutor bun din partea lui.
Lui Miroslav îi plăcea să confecționeze în lemn și la internat, unde copiii erau obișnuiți cu munca fizică. În 8 ani de școală auxiliară, un elev însușea un volum de cunoștințe mai mic decât cel prevăzut pentru clasele primare într-o școală obișnuită, iar la absolvire obținea un certificat care nu îi lăsa prea multe șanse să obțină o profesie. Orele de educație tehnologică prevalau în orarul acestor instituții. Copiii munceau nu doar la lecții, dar și în timpul liber. Copiii obișnuiau să muncească din spusele copiilor, în comunitate, munceau pe la stâni, erau obișnuiți cu banul în buzunar la sfârșitul zilei de muncă și este o experiență, într-un fel, vreau să vă zic, nefastă pentru copil. Fiindcă în momentul în care ei revin în comunitate, în familie, având obișnuința aceasta, foarte mulți dintre ei încep să caute unde să muncească. Adică nu altfel, prin muncă, prin munci agricole în mare parte, dar preferă să abandoneze școala și să meargă să muncească pentru a câștiga un ban. CCF Moldova este organizația care a sprijinit autoritățile în procesul de reformare a instituțiilor rezidențiale din țară, inclusiv a școlii din Grinăuți. Instituția a fost închisă în urmă cu aproape un an, când pe listele acesteia nu mai figura niciun elev. În ultimul an de activitate, instituția avea un număr de copii egal cu cel al angajaților. Bugetul depășea cifra de 4 milioane, bani suficienți pentru ca 4 școli cu circa 100 de elevi să poată activa timp de un an. Deși cel puțin 10 din cei 60 de elevi de pe liste nu erau în școală de mai mult timp, pentru ei statul dădea bani, câte 60.000 de lei anual pentru fiecare. Chiar dacă sumele erau exorbitante, condițiile de aici lăsau mult de dorit. Într-un dormitor, de exemplu de fete, erau 20, puteau fi și mai multe paturi. Probabil copiii erau obișnuiți cu astfel de condiții de trai. Fiindcă acum când, de exemplu, întreabă că iată că copiii au revenit în familie și nu întotdeauna au condiții de trai și locuiesc mai mulți într-o cameră, da, dar și în instituții locuiesc mai mulți într-o cameră. Și nu au parte de intimitate și de multe ori nu au lingerie personală și de multe ori nu au lucruri personale. Deci copiii nu sunt obișnuiți cu astfel de stări, când ai ceva și personal. Odată intrați în instituție, copiii rămâneau aici ani în șir. Asta, deși în majoritatea cazurilor, familiile i-ar fi putut crește acasă, cu puțin sprijin moral sau financiar din partea autorităților. Deși un regulament spunea că școlile auxiliare erau pentru copiii cu dizabilități mentale, de multe ori diagnoza era stabilită formal. O evaluare a CCF Moldova arată că adevăratele motive erau sărăcia, nereușita școlară sau plecarea părinților peste hotare. Practic fiecare copil avea o diagnoză care îi permitea să ajungă în cadrul acestei instituții. Alta este problema că poate nu întotdeauna această diagnoză corespundea realității și că mulți copii dintre cei aflați la instituția de la Grinăuți Moldova aveau acest retard mental. Sergiu și Ruslan sunt gemeni și au ajuns la internatul din Grinăuți pentru că mama lor a plecat în străinătate, iar bunica nu mai avea cu ce întreține. Paradoxul este că această familie nu a putut fi ajutată când era în criză. În schimb, autoritățile au găsit cu ușurință un loc la internat, unde întreținerea unui copil costa anual 10.000 de lei, bani la care multe familii din țară nici nu pot visa. Situația a fost tare grea și mămica era la Moscova. Eu grăiesc cu dânsa pe telefon, țăpiacă așa, 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 așa. Dar el zice și mama, dacă poți să-i duci, du-i la internat. I-am dus, stă-ți ghinecul, eu primit. Deodată erau îmbrăcați, încălțați, curați. Mă duc o dată eu, mă duc a doilea oară, mă duc a treilea oară. Când a patrulea oară mă duc, dar ei mâjeți, unghiile nitaieti, cu paduchi în cap. Mă duc la directorul școlii și îi spun, ei, când am avut când, că nu știu ce acolo, nu, zic, eu acasă. Valentina, mama celor doi băieți, ne spune că mulți dintre cei care erau acolo aveau părinți plecați la muncă în Italia, Rusia sau alte țări. Au fost copii care părinți pot n-aveau și ni lăsa și ce la internat de tă crezut și eu și pe la Italia și pe la Moscova și lăsau acolo. Nu mi-a plăcut cum e ca atât din știu. De tă că eu i-am zis, eu am fost odată la director la învățătoare, zic, de ce nu vă uitați la copiii ăștia în cap?
Uitați-vă la dânsă. Eu măcar că sărac. La mine copiii erau curați la școală și la grădiniță tot. Îmi luau curați. La vechi? Da, curați au fost. Când mă duc eu a doua oară, ei nici nu i-au frezat, nici nu i-au spalat, nici coș. Tot așa cu păduc erau. Și i-am spus că eu am unul, nu-i pot să iau. Eu azi vin așa să iau acasă și să își dați în documente, eu mai mult nu las. Atunci când vorbesc despre anii în care au stat la internat, cei doi frați își amintesc cu drag doar de vizitele bunicii. Aici îmi place că vin acasă de acolo și stă tot ziua în mână urada. Și evident, grăiem cu dânșii, îi luam din bracate, notcuș, mărgulugoci, colțuniei, n-am mai găsit. Și mă duc la director și spun, ia uite, reglăm de chimie. La noi e o familie. Și așa că nu ca ta, ma ta, unii scolțuni, unii zgulugoci, că la noi e familie. Deja de 2 ani, cei doi copii au revenit acasă, iar familia și școala îi ajută să acopere golurile care au apărut în educația lor. De când sunt acasă, Ruslan a făcut o adevărată pasiune pentru fotbal. Iar Sergiu, pentru desen. Alți doi frați, Valentin și Carolina, trăiesc cu bunica lor după revenirea de la internatul din Grinăuți. Mai bine cu mamuca. E mai bine? Da. De ce? Suntem toată familia împreună. Nini, dini cu dânși, eu așteptam și tot îmbrăcam și tot hrăneam și tot, cum și tot. Dar amuie ei sunt otinii. Totdeauna ești cu mine. Copiii au ajuns în instituție după ce mama lor a decedat, iar tatăl a dispărut. Și în acest caz, autoritățile și-au făcut treaba doar pe jumătate. Au acordat tutela bunicii, dar nu s-au gândit să-i ofere și un ajutor financiar, ca femeia să-și poată crește nepoții acasă. Așa că statul a ales calea cea mai ușoară, plasarea într-o instituție pentru copii cu dizabilități mentale, chiar dacă ambii sunt perfect sănătoși. De nevoie ne-au dat pe dânși la internat, la Grinăuță, alături de în toată sâmbătă, vinerea vin eu, și 32 zile de am acasă și de luni iar să duceau, ori duminică seara să duceau de am. La internat nici nu puteau visa să aibă ceva care să le aparțină numai lor. Eu am dat hainele mele de acasă și când vin eu am dat la schimburi, lui e tot schimburi, poate chiloței, măicuță, și vin eu acasă și spalam și iar dam curate. Nici despre meniul de la internat nu au prea multe cuvinte bune. Băiatul ne spune că mâncarea lui preferată era ceaiul și pâinea. Unii ori chiar nu mâncau. E ca și de greu, dar nu îmi place. Aha. Sunt boși așa cu iberi, tot nu mâncam numai ceaiul și pâine. Eroarea a fost corectată abia anul trecut, după ce copiii au fost readuși acasă cu ajutorul CCF Moldova. Organizația le-a ajutat să-și cumpere și o casă. Și deci pornim de la ajutorul oferit pentru a-i oferi niște perspective familiei. Sigur că îi încurajăm să muncească, sigur că pentru copil este foarte important să vadă acest model. Părintele muncește, rolul părintelui în familie. De la începutul reformei sistemului rezidențial de protecție a copilului din Moldova, numărul copiilor plasați în instituții a scăzut enorm. Mai avem încă câteva la număr rezidențiale, dar Ministerul Educației merge pe Directiva Europeană de Incluziune a copiilor care au cerințe educaționale speciale. Sigur că este complicat să ne revizuim atitudinea sau mentalitatea față de această categorie de copii care în perioada sovietică erau separați, izolați în instituții speciale. Acum mergem pe ideea de incluziune și lucrul acesta ne reușește. Republica Moldova chiar are deja întreprinși pași concreți. Pentru a susține copiii cu dificultăți de învățare, acum câțiva ani, în școlile din țară a fost instituită funcția de cadru didactic de sprijin. În prezent activează peste 700 de specialiști de acest fel, de 10 ori mai mulți decât acum 4 ani. Dintr-un punct de vedere este bine că avem multe cadre didactice de sprijin. Un alt aspect ar fi să avem mecanisme de identificare a calității, da? A implicării cadrului didactic de sprijin în progresul copiilor pe care îi asistă. Pentru fiecare copil se elaborează recomandări ulterior cu care se merge în instituția de învățământ.
În funcție de necesitățile pe care le au, copiii beneficiază de un program educațional individualizat și de serviciile centrelor de resurse pentru educația inclusivă. În întreg sistemul educațional activează în prezent în jur de 800 de centre de acest fel. La necesitate, copiii pot beneficia de asistență psihologică sau logopedică. Vom consolida, de fapt, rolul și asistentului social, dar și a cooperării intersectoriale, dat fiind faptul că Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și-a propus să promoveze cadrul de bunăstare al copilului. Ce presupunem prin acest cadru de bunăstare a copilului? Deci va fi o metodă de lucru unică pentru toți profesioniștii, indiferent că sunt din sistemul de sănătate, educație, că este vorba despre organele de poliție sau cei din asistență socială. Un cadru unic pentru identificarea necesităților copiilor, pentru a identifica de fapt lacunele sau laturile mai slabe în cadrul familiei. Viceministra susține că statul are mai multe mecanisme prin care ajută familiile în situație de criză, astfel ca să prevină separarea copiilor de părinți. Am reușit, grație dezvoltării cadrului normativ, dar în cazul dat și a voinței unor autorități publice locale, să implementăm deja practic pe scară națională serviciul sprijin familial, un serviciu care are o componentă destul de importantă și anume acea componentă de prevenire a instituționalizării fundamentată pe consolidarea rolului familiei în creșterea copilului în mediul familial. Sunt diverse dificultăți atunci când vorbim despre un copil cu necesități speciale, elementar, părintele habar nu are la cine trebuie să se adreseze, care sunt pașii pe care trebuie să-i întreprindă. Sprijinul familial este fundamentat în cazul dat nu doar numai prin informare și consultare care este acordată părinților, există și grupuri de suport din partea altor părinți. Sprijinul mai are o componentă cum este ajutorul bănesc. Ea se acordă în dependență de necesitățile care au fost identificate. Și aici există și o pârghie de stopare a plății date și nu crearea unei dependențe de fapt a familiei de asistență socială, inclusiv prin aceste prestații bănești care sunt acordate familiei. Evaluarea CCF Moldova arată că atunci când a început reorganizarea școlilor auxiliare, practic toți copiii au spus că vor acasă. Vorbind despre Grinăuți Moldova, copiii ne-au spus că pedeapsa pentru a îmbunătăți comportamentul copilului era bătaie. Atât angajații instituției, cât și domnul director îi pedepsea foarte mult fizic. Și un băiețel, când a fost în evaluare, ne-a spus: nu mă întorc în această instituție nici mort. Nu revin.